Stimați colegi dieteticieni, iată-ne fața celui mai important, după părerea mea, eveniment în cariera de dietetician, și anume înființarea Colegiului Dieteticienilor din România. Colegiul ce ne va garanta nouă dieteticienilor că suntem reglementați sectorial în activitate, va controla și va supraveghea activitatea de dietetician, pe de o parte. Pe de altă parte, va garanta societății că există o organizație, un for profesional îndreptățit de lege, care reglementează și normează profesia și activitatea profesiei de dietetician. Am fost generația de sacrificiu, dar trebuie să fim mândri, pentru că suntem generația care va scrie prima foaie din istoria CDR. Cei mai mulți dintre dumneavoastră mă cunosc, sunt Cristian Sturzu, nutriționist dietetician în Iași, absolvent al Facultății de Nutriție și Dietetică din cadrul UMF Iași, promoția 2018, fondator IQ Diet, cabinet de nutriție și dietetică, unde îmi exercit și profesia de dietetician, membru al British Dietetics Association, acceptat pentru înscriere în ACPC, care este Colegiul Dieteticienilor din Marea Britanie, și candidez pentru funcția de membru al Consiliului Teritorial Iași. Dorința mea este de a crea o echipă atât cu președintele colegiului, cât și cu ceilalți membri, o echipă ce va apăra și va promova o politică bazată pe interesele dieteticianului. Locul nostru, stimați colegi, nu este doar în cabinetele private de nutriție, așa cum se întâmplă astăzi pentru cei mai mulți dintre noi. Locul nostru este aici, în spitalele de stat ale României, făcând parte din echipa medicală, pentru a oferi bolnavului un serviciu medical complet. Locul dieteticianului este aici, în licee, școli și grădinițe, unde va trebui să predea educația nutrițională, pentru că rata obezității infantile este în continuă creștere, iar de aici începe prevenția. Și aici, în industria Horeca, în restaurante, magazine, supermarkete, acolo unde va trebui să intervenim pe meniuri și pe etichetele producătorilor de alimente, locul dieteticianului e acolo unde oamenii au nevoie de el, unde oamenii sunt pregătiți să-i accepte sfaturile și recomandările. Voi propune ca fiecare cabinet de nutriție și dietetică să primească colegi studenți în practică, să-și poată practica meseria de dietetician, doar așa putem forma noi membri și avea un grup unit la Iași. Voi milita și voi susține interesele dieteticianului pentru ca el să-și capete locul meritat în societate. Iașiul trebuie să conteze în lumea dieteticienilor. Ce mă recomandă? Mă recomandă experiența acumulată în funcțiile de conducere pe care le-am avut în diverse companii fondate de mine sau cu care am colaborat. Mă recomandă experiența pe care am acumulat-o în perioada în care mi-am exercitat profesia de dietetician. Mă recomandă diploma de master în managementul financiar public și privat. Mă recomandă dorința de evoluție profesională și mă recomandă dorința de a crea la Iași un grup puternic care să aibă un cuvânt de spus în domeniul nutriției și dieteticii. Acesta este proiectul cu care vin în fața dumneavoastră ca și candidat în funcția de membru al Consiliului Teritorial Iași. Îndemnul meu este să ne prezentăm în număr cât mai mare la vot. Este important să ne validăm de la primul tur, să votăm rațional, avem nevoie de oameni care să ne promoveze interesele, de oameni care au instrumentele necesare să facă acest lucru. Avem nevoie să creăm la Iași un grup puternic. Votați rațional, votați Cristian Sturzu, așa să ne ajute Dumnezeu.